Scene greu de imaginat în azilul din Bărdești, județul Mureș. Ororile de aici au fost descoperite tot de reprezentanții Centrului de Resurse Juridice, nu de către autorități. Un fost rezident a reclamat situația din cămin, așa că inspectorii au mers să verifice. Au fost șocați de ce au găsit în subsolul clădirii. Persoanele acestea zăceau pur și simplu pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla într-o stare gravă de malnutriție, era piele și os și era acoperită de muște. O alta plângea și cerea apă. Între timp a coborât un alt tânăr, rezident care ieșise de acolo și care ne-a confirmat faptul că stau închiși de mai mult timp în acest subsol. La etaj erau cazate alte 22 de persoane cu dizabilități, tineri și vârstnici amestecați. I-am rugat să ne arate încheieturile mâinilor. La doi dintre aceștia am putut să vedem semne proaspete, urme recente de legături. I-am întrebat ce s-a întâmplat de față cu poliția și au confirmat faptul că au fost legați recent de conducerea acestui centru, de mâini și de picioare. La fața locului au sosit mai multe ambulanțe și polițiști. Într-o altă încăpere au fost găsite încă două persoane în stare gravă. Toți beneficiarii au fost evaluați, iar verificările au arătat că unii dintre ei fusese aduși de la alte centre din țară. Avem persoane de la București, avem persoane de la Covazna și avem persoane din Târgu Mureș. Din aceste trei locuri au fost aduși la decizia unor autorități și printr-un contract de externalizare servicii între DGASPC-uri și acest centru. Oamenii aceștia n-au ajuns singuri aici. Au ajuns din voința cuiva. Cineva plătește servicii pentru acești oameni aici, dar oamenii aceștia nu se pot apăra, nu pot cere ajutor. Rudele celor internați în centru spun că nu știu ce se întâmpla. Ați vizitat-o? Tot timpul. Fiul și fratele nu știu. Și cum era în camera în care stătea? Nu mi-au dat voie să intru niciodată. Anunțeam înainte cu 2-3 ore. Ca să ne lasă să o vedem. Unde este doamna acum? Mama lui acum e la soră mea, că am luat-o, așa mi s-a solicitat, că se dezinfectează. Localnicii nu știau nici ei mai nimic. O vecină spune că a auzit la un moment dat plânsete și a luat legătura cu responsabilul azilului. S-au auzit plânsete, urlături, ceva de genul, ca și cum ar fi fost închisă sau o fată. Și așa am zis, sunt două fete care deranjează. A zis, o să iau măsuri, o să le transferăm. Un văr de al meu e internat aici și zice că condiții, că au fost mai multe lucruri, condiții bune. Echipajele de salvare au dus la spital 13 persoane cu afecțiuni cronice. Două dintre ele au rămas internate în secțiile medicale, iar celelalte la psihiatrie. Una dintre persoane era cu deficit neuropsihiatric accentuat și cașectică, iar cea de-a doua prezenta sechele neurologice după un accident vascular cerebral, fiind imobilizată la pat. La momentul examinării prezenta o stare de deshidratare și patologie reno-urinară care necesită internare într-o secție medicală. 17 persoane au fost relocate în alte centre din județ. Autoritățile au anunțat primele măsuri în acest caz. Doamna ministru a muncii a luat decizia de a face comisie disciplinară conform legii și a fost destituită persoana care a condus AGPIS-ul. Eu astăzi de dimineață am dispus eliberarea din funcție atât a prefectului cât și a subprefectului. Procurorii DNA au înregistrat un dosar in rem pentru abuz în serviciu în legătură cu acordarea licenței și supravegherea activității centrului.